Ok, Salut, salut, prieteni, prieteni. sunt Gabi și împreună cu CVD, adică Insider, pardon, de la Cernax, Raw Gaming, spargem și baza de date de la Metin Real Times, că de ce nu? Ne chinuim aici să spargem și noi baza de date. Uitați câte vulnerabilități, decât să vedeți câte găsesc. 5K, am înțeles eu, sau mai mult? Sunt foarte multe și încă vin. Vin în continuu, adică Eu prima dată acum trebuie să aștept tot procesul ăsta. Și era și mai sus, dar se resetează. Adică dacă se dau. șterg la un anumit număr cât se încarcă fila, adică se duc. Adică sunt foarte multe. Așa, time out page. De ce vă dă Așa. vouă time out? Cauza și vă dă link-ul. Procesul ăsta face și ca a fi flodat site-ul. Da. Deci, la nu știu câte porcării de astea se flodează și site-ul. Da, cam când preconizezi că va fi off serverul? Păi, cam în 10-15 minute. Cred că iar o să se închidă site-ul. Să sperăm. Depinde de atac. Și după aia o să-i dau un de ăsta. Aici încercam să sparg și cu Havi și să vedem dacă găsește baza de date. Dacă a găsit-o, nu mai are ce să facă dănuț. Copil prostuț. Da, că au sărit fanii lui pe noi, că de ce facem noi aia și de ce facem noi aia, că noi suntem copii proști. Stai să vă citesc câteva comentarii. Uitați, de șmecher facem asta. Să ne căcăm în toată munca lui. Corect. Adică ne amenință, sau cum? L-a amenințat în primul rând pe Kidal, frate. Uitați câte vulnerabilități găsește. Cam la 5 secunde așa găsește una. Deci aici Mă încercăm. înjură ăștia pe aici. Căutăm vulnerabilități. Mă înjură în toate felurile, nu știu ce. Marea protecție a fost O parte să de pun un și puști. baza asta de date în descriere pentru care nu aveți. Da. Baza de date veche de la Old All Times. Times, da. Bine, nu cred că mai merg. Și cu baza asta de date s-au spart multe conturi de pe Metin2ro. Că oamenii își pun aceleași conturi ca pe roșii, le A, pun și pe puteți să privat. spargeți și după Eden, Elipse, chestii, ce... Da, depinde acum. De exemplu, scrieți aici. Uitați, am și eu contul, dacă vreți să mi-l Da, spargeți, dar eu nu mai pun și așa. luați chestia aia unde m-au sus, stai așa. Nu arată contul meu. Oricum, bă, contul meu, ăla care l-am, nu l-arată acolo, adică pe ăla pe care am jucat ceva. Luați parolul asta, așa frumușel. Și o Dați copii, decriptați. intrați aici, intrați pe Google, e Google aici, da? Da, și scrieți A venit Remus. red. Da, lasă așa, merge și filmarea, arăt eu aici. Scrieți MD5 de Crypter, așa. Intrați aici la prima, frumos, elegant cât de cât. Puneți aici acel cod, fără steluță, de fapt. Lipește, nu, lipește iar. Hai mă. Un crack station. A, de fapt. Nu prima dată faceți așa, dați delete Păi și așa am făcut băgați și eu, da, chestia asta. degeaba. Băgați aici codul. VTQ pool. QVDB. Așa. Și vă găsește parola. Papagal 1. Eu acum numai eu o să pun așa, deci A schimbat parola scrieți. sau Eu am ceva de genul? schimbat parola toate conturile. Eu decât v-am arătat. Și pe site-ul ăsta apar parole cam fiecare zi. Parola asta care e papagalul 1, deci s-a generat în site. Și rămâne acolo vreo 5 Și ani de sunt zile. aici toate conturile. Care 13. vreți? În fine. Hai să trecem la lucruri mai serioase. Să vedem ce s-a mai întâmplat aici. Da. Filmăm de... Nu contează decât filmăm, contează să
minute, da. Să citim din comentarii? Dacă sunteți mecheri, să dați acolo un unsubscribe la Dănuț. Da. Nu cred că vă ține, vă pun link în descriere. Dați acolo un unsubscribe. Frumos, elegant. Ia, câți abonați are de curiozitate? Știam că avea 52 de K. Sau aproape 53, 52-800 și ceva. Să vedem. Lucky for gay. Așa. Poți să scrii doar Lucky, știi, și-ți da. Ok, de ce sunt abonat, trebuie să mă dezabonez și eu. Așa, bă. Uitați. Ce de fac? 49, 250. 49 de K. Azi dimineața avea 49, 200 și nu știu cât. I-au mai crescut. Nu, au mai și... i-au mai scăzut. A, i-au mai scăzut. I-au mai scăzut frame-urile. Deci aici, ca să vă învăț o chestie. Deci intrați și o să dați pe butonul acesta, la fiecare video clip al lui. Bine, m-am găsit. Inițial, să nu țin copyright, așa. Mi-a dat dislike la video, să nu zică lumea că... dai o like-uri și că nu știu ce și că nu știu cum. Așa să puneți. Bine, m-am găsit. Așa faceți la fiecare videoclip al lui. Care, când o să-l pună? Și dă puțin. Dănuț se spargea serverul și el în timpul ăsta se juca, ce se juca? Minecraft Survival Games împreună cu Maxi Punct, cred. Parcă el era, nu? Da, Maxi Punct. Da, cu Maxi Punct. Băiatul n-avea nicio legătură cu serverul lui. Toți dădeau în el, îl flodau, nu știu ce, nu știu ce. Și el se juca Minecraft, liniștit. Se juca Survival Game, el nu-i păsa. Nu-i păsa. Uitați ce față are Dani Pute. Dani față de ceapă. Remus aici lângă noi și pune folia pe telefon. Hai, se fac request-uri, să vedem dacă reușim. Da, cam toate-s roșii, cam toate-s bolnavi. O să vedem la sfârșit când ne dă vulnerabilitatea finală. Dar când crezi că spargi baza de date, așa, toată, asta nouă mă refer? Păi, nu știu, durează cam aproximativ 12 ore procesul ăsta și... poate mâine seară sau da. Marți seară. Eu îl țin când am calculatorul deschis. Îl lași în bară și faci ce vrei. Ok. Site-ul mai merge? Acum hai de să ne jucăm de tine. Da. Să vedem dacă merge, merge site-ul. www.alltimes.ro. Deci aplicație, site-ul, după aplicație, cum vedeți. Du-te, mă, nu cred. Nu, nu, n-am scris bine. Da. Da, se conectează mai greu și tot e picat, zic sigur. Deci site-ul e picat, ăsta trimite pachete când face porcăria asta. Deci site-ul nu merge. În același timp eu îl și flodez și îi aflu și vulnerabilitățile. Calma. Eu zic să încheiem episodul, că le ajut. Da. Uite, cam aceasta a fost și părerea noastră despre... Old Times, adică Old Times, cum zice... ăsta, Dani, pute? Și despre Lucky Game. Deci, Lucky cel gay, punem canalul lui în descriere să-i dați un subscribe. Poate se abonează, bă. Deci să nu vă abonați. Îi facem link de la ca să-i dea direct un subscribe, știi că de da. Acolo când îi dai dezabonare. Ok, okay. Noi am fost. Eu am fost Gabi de la Glume de Cartier, el Insider de la Cernac Zero Gaming și v-ați luat doza de hash. Nu. Cam atât. Salut! Salut.